Bună seara și ce la mulți ani. La mulți ani. Înțeleg. 18 ani? 18 ani. Câți ani aveai tu, Mira, când DJ Project scutea prima piesă și anume... Spune-mi tot ce vrei. Spune-mi tot ce vrei. 5 ani? Aia era piesa, prima piesă? Da, după care a urmat Lumea ta. Știi să o cânti? Știi? Asta nu o știu. Nu, mă, aveam 5 ani. Nu știi, spune-mi tot ce vrei. Aveam 5 ani, se scuză. Chiar eram foarte mică. Nu, asta nu. Nu cântăm nici măcar Lumea ta, nu mai cântăm. Nu mai cântați? Nu. Nu, pentru că e foarte agresivă. Și sound-ul s-a schimbat. Am înțeles. Ai înțeles? Ce? Îmi plăcea mult de tot, spune-mi tot ce vrei. Da, și, și Lumea ta, și Lumea ta. Lumea ta a schimbat toată muzica în România. Toată muzica în România. Și... Ați avut concert aniversar. Da. Pe bani, pe bilete. Sold out. În care n-ați fost doar alături de Mira, le-ați avut pe toate fetele cu care ați cântat? Toate patru. De la Ellie White. Elena. Giulia. Giulia. Adela. Miruța. Și Mirabela. Scufița Roșie. Scufița Roșie. Cum a fost? Să lăsăm și pe Max să vorbească puțin așa, de măcar de ziua noastră. Eu tot îl întreb, dar dacă el nu știu și noi, tot insistăm. Voi nici măcar n-ați vorbit și deja m-a lăsat. Tot insistăm. Elena, ce faci? Ce bine arăți. Mulțumesc frumos. Uite cine am asortat. Da, da, da. Elena nu va fi următoarea solistă DJ Project. Nu se știe niciodată. Dacă la asta te gândeai, Gino. Dar nu se știe niciodată. Ia vezi. Max, spune-ne de concert. Zi cum a fost frumos. La 18 ani. La concertul. Cine e mai pesimist, dar eu sincer m-am așteptat să facem sold out, să umplem, pentru că în afară de brandul DJ Project am avut patru fete cu nume în România. Și 18 hituri, piese care le putem asculta oricând, evergreen-uri. Zic că... Dar s-a avut mai mult de 18 hituri în carieră. Le-am spus pe alea mari. Dacă nu era sold out, cred că puteam să și încheiem cariera. Pe bune. Frumos. A fost frumos. Am avut concerte cu 30.000 de persoane, 15.000 de persoane, 5.000 de persoane ca pe spuneți tot. Ceva. Uite, Mira avea 5 ani când voi v-ați înființat. Spuneți-mi, Mirei, ceva despre showbiz-ul de atunci. Niște întâmplări, niște aventuri de astea, de turneu. Erau foarte multe gropi în România. Da, le spun pe astea, așa, știi cum e? Lasă gropile. Zic cum era. Mai spus-i mie, dar nu. Era foarte haotic totul. Astăzi dormeai într-o pensiune, nu, astăzi dormeai la Marriott într-un hotel de 5 stele cu 7 perini și a doua zi dormeai într-o văgăună, într-o pensiune prin Moldova. Am dormit chiar și într-un internat. Da. Era... Vorbesc serios. Un internat de liceu. Da, după concert. Noaptea... Practic acolo am avut cazare. Da, nu aveai manager, nu aveai tour manager, nu știai exact. Ajungeai, vezi că ai mâine la Pișchia, dar unde e asta? Te descurci. Nu tu navi, nu tu nimic, ajungeai prin alte orașe, ajungeai prin alte comune. Deci, și practic, Mira a prins maturitatea showbiz-ului Mira, românesc. Mira, acum intre pe Waze și ajunge direct la sursă. Adică vi s-a întâmplat vreodată? Cum după aia vine Gino, îi duce valiza, micul dejun, ușa închisă, îi se calțe frig, închidem geamul, deschidem geamul. Da, da, un adevărat gentleman. Da, te cu canoi. Și vin și cu frunza de palmier, să nu te gândești, așa, imaginez. Acum e atent și la tiruri, Gino. Acum da. Șoferul e atent și la tiruri, Doamne ferește. A fost cea mai urâtă amintire din ăștia 18 ani, accidentul de pe Dealul Negru? Da, cred că da. Max n-a fost acolo. Eu n-am fost. Nu. Cred că a fost manevra lui. Eu n-am fost din cauza unui alt accident care l-am avut eu în urmă cu o lună. Similar. Ne urmăresc tirurile, ce să zic. Da, dar vrei acum și piesă în top, și concerte, și să fie tot și ok. Nu merge. Dacă e ca să fie să compenseze. Cum dacă... e asta? Și cu spitalizare, adică da, chiturile adică, astea cel mai... Acum, să existe echilibru, nu? Cine e acum 1,2 miliarde de roni? Mi-a cerut cineva sfatul acum câtva timp la ce ar trebui să se aștepte dacă se apucă de muzică și merge la concerte. Și am zis, dacă o să fac 2 milioane de kilometri ca și noi, sigur o să fac accident. 2 milioane de kilometri. De statistic e în România, pe drumul din România, cred că e mai cam mult. Greu să scap. Aproximativ 120.000 de kilometri pan. Pe avem kilometraj. Un singur X5 cu 450.000 de kilometri pe el. Un singur X5 în 3 ani. Plus că am mers și cu alte mașini. Și cu alte mașini. Corect, la 2 milioane de kilometri făcuți în România, statistic e cam greu să scap de... Da, sigur o să faci accident. Sfatul meu e roagă-te. Să se întâmple sau să nu se întâmple grav. Păcat că ați prins-o pe fata asta care n-are nicio vină, adică... Noi am avut foarte ghinioane înainte de Mira și chiar spuneam,
acum am găsit o piesă mișto, avem. Ce avem chiar două. Aoleu, nu. Ai timp două ore să spun ce ghinioane am avut? Unul mare, așa. Aoleu, te rog, stai să spun prima dată. La care îi spun lui Max, băi, n-are ce să se mai întâmple, că totul e ok acum. Două piese sunt pregătite, voce avem una dintre cele mai buni voci din România. Concertele, mă uitam până prin decembrie, erau acolo, totul merge spre bine. A doua zi după concert, ce să vezi? Cade tirul. Peste voi. Peste noi. Peste noi, cred că... Da, urât. Hai să nu mai vorbim despre episodul ăsta. Nu, spuneam. Săraca fetiță a rămas cu traume după... A rămas. E ok. Da. Concertul de la de aniversar a fost foarte frumos, ca să spun și eu. A trebuit să și pe tine, iată-mă, da, nu, nu... Păi nu da, trebuia să... Cum a fost? A fost foarte frumos. Eu nu mă așteptam, nu știam la ce să mă aștept, pentru că nu mi-au dat foarte multe detalii. Mi-au spus să avem concert aniversar. Vino și cântă. Da, ei au pregătit tot, într-adevăr. Și când am ajuns acolo și am văzut câtă lume e și era atmosfera, adică oamenii urlau, toți aplaudau. A fost cu lumini, a fost haos, mi-a plăcut super mult. Și asta se emoționează și repede, asta.